Rata inflației rămâne peste 10%, arată cele mai noi date venite de la Institutul Național de Statistică. Iar ieftinirile anunțate de guvern la alimentele de bază sunt scoase de inflație, iar zahărul s-a scumpit cu 55% față de anul trecut. Andreea Borboros e în direct cu noi și ne explică ce se întâmplă acum. Sunt datele foarte, foarte noi de la Institutul Național de Statistică. Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața tuturor! Rata inflației, deși se află într-un trend de scădere, ei bine, aceasta rămâne în continuare crescută. Dacă în luna mai vorbeam de o rată a inflației de 10,6%, ei bine, în aceste momente aceasta înregistrează 10,3%. Important de spus este faptul că în ultima lună s-au scumpit produsele. Vorbim de produse precum zahărul, care a înregistrat o creștere cu mai bine de jumătate față de anul trecut. În ceea ce privește untul, s-a scumpit și el cu 30%, margarina cu 27%, iar ouăle cu 29%. Datele pe care le-a furnizat Institutul Național de Statistică arată clar că legumele și conservele de legume s-au scumpit și ele față de aceeași perioadă anului trecut cu numai puțin de 28%, iar în ceea ce privește cel mai cumpărat aliment de români, și vorbim aici de cartofi, ei bine, aceștia s-au scumpit cu 32% față de anul trecut. Așadar, în acest moment, în piețele din Timișoara, spre exemplu, un kilogram de cartofi se vinde cu 4,50 lei. Prețurile, iată, rămân în continuare crescute, deși rata inflației, vă spuneam, este într-o continuă scădere. Oamenii resimt extrem de puțin acest lucru, asta pentru că prețurile rămân la fel ca și cele de luna trecută, destul de ridicate. Andreea, mulțumim foarte mult!